Din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă împreună cu Ciprian Ionică. Trafic de droguri. A fost traficant de droguri, a fost prins, a făcut închisoare, puțină închisoare, 6 luni și jumătate, dar a făcut închisoare, a făcut parte de fapt dintr-o rețea internațională de traficanți de droguri, dar pedeapsa pe care a luat-o a fost mică, nu s-a găsit asupra lui o cantitate mare. Între timp a făcut facultatea de medicină, iar acum este medic rezident. Dar cel mai important lucru petrecut între timp este faptul că viața i-a fost schimbată, i-a fost transformată de întâlnirea cu Dumnezeu. Ascultați emisiunea. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens. Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți transformate. Ciprian, bine ai venit din nou la Vieți Transformate. Bine v-am regăsit. Aș vrea să te rog să faci o scurtă recapitulare a evenimentelor prin care ai trecut până la vârsta de 21-22 de ani. Am făcut parte dintr-o rețea de traficanți de droguri, nu pentru o lungă durată, ci pentru o scurtă durată și datorită ambițiilor mele negre, care doream să ajung poate un traficant mai înrăit și datorită unor împrejurări, să zic așa, poate mânat de prietenii din jur, de anturajul care a fost, am ajuns în închisoare. Dar nu faci parte dintr-o familie dezorganizată. Deci tatăl cu mama ta sunt împreună, familia este echilibrată, ți-au asigurat cele necesare traiului și totuși ai vrut să faci mai mult. Ei mă iubesc foarte mult și, și eu iubesc foarte mult, deși poate că aș fi vrut să fac o parte dintr-o familie de pocăiți, dar poate că nu-L cunoșteam și eu pe Dumnezeu cum era prietenul respectiv. Dar nu asta vreau să insinuez, ci pur și simplu eu îmi iubesc familia, că dacă Dumnezeu m-a născut în ea, înseamnă că aici este locul meu. Și foarte interesant, de obicei lucrurile acestea se întâmplă în familii dezorganizate, când tata își părăsește familia, copiii sau mama și copiii într-un gest de frondă, de revoltă, încep să fac lucruri ilegale sau lucruri care sunt împotriva normalității. Dar tu, într-o familie echilibrată, o familie decentă, tata, mama împreună, te iubesc și totuși vrei să faci lucruri care te-au dus până la urmă la închisoare. Este drept lucrul ăsta și psihologii spun că anumite destrămări ale familiilor au repercusiuni asupra copiilor și copiii sunt mai dezorganizați și ei în continuare și ajung în situații grele și situații poate de neimaginat, poate pe stradă sau tot traficanți sau chiar homosexuali sau alte fapte din Sodoma. Dar eu cred că cea mai mare decizie o are copilul. Și familia are o pondere asupra copilului, dar copilul are cea mai mare decizie asupra lui însuși, pentru că părinții sunt de multe ori plecați la lucru sau în alte părți și copilul profită de aceste lucruri și începe să învețe anumite obiceiuri proaste din anturajul lor. Poate că nu le place învățătura bună ce le-o dă părinții și atunci ei găsesc de bun la persoanele, să zic, din anturajul lui. Să zicem că poate zice, măi, ia și tu aia că nu se întâmplă nimic sau încearcă să minți pentru că așa scapi cu bazma curată. Și ei o fac bună pentru că o văd ca și o bucată de ciocolată sau o bucată de tort pentru un om care are ulceri sau care are o diferită problemă cu stomacul și apoi cade destul de prost. Un exemplu asemănător față de ce ziceai tu spunea un renumit psiholog creștin american, James Dobson. A fost cineva să facă un interviu într-un penitenciar cu un bărbat condamnat pentru crime. Și interesant, bărbatul respectiv provenea dintr-o familie creștină, echilibrată, nu era în background-ul lui, în trecutul lui nu era nimic de identificat care să poată fi, despre care să se poată spune, da, din cauza aceea a ajuns așa. Și l-a întrebat ce s-a întâmplat și omul respectiv spunea, la
o vârstă a adolescenței, la un moment dat a găsit în gunoiul vecinilor lor, a găsit o revistă pornografică. Și de acolo a început dezastrul lui. Cum au trecut părinții tăi peste tragedia aceasta din viața ta? Au trecut foarte greu. Ții minte că când eram în pușcărie... Ei sunt oameni onorabili. Da. Mi-a fost foarte rușine, mai ales la tata. Era rușine. Cum să mai ies eu din casă? Mai ales că copilul lui este închis în pușcărie. El știa că sunt un copil cu minte, un copil la locul lui, dar de fapt eram cu altă față în familie și cu cealaltă față între prietenii. Și dacă ai fi fost închis în pușcărie pentru că s-a întâmplat un accident și a fost neintenționat fără voia ta, era cu totul altceva, dar să fii închis în pușcărie pentru trafic de droguri? Da, este... Ții minte că le-am zis odată să nu mai vină la pușcărie pentru că le era greu să vină și mai ales pe Jilava, le-am zis să stea acasă pentru că eu mă descurc aici. Dacă eu am făcut lucrurile astea, atunci eram deja spre cale de a mă întoarce la Dumnezeu și mă rugam și simțeam parcă în ei o povară foarte, foarte mare. Și atunci le-am zis să nu mai vină la penitenciar, mai bine să nu mai mă vadă o perioadă și după care am să revin. Le-am zis că am început să vorbesc cu Dumnezeu mai mult și să mă îndrept. Le era greu că cuvintele nu fac nimica fără fapte. Și lucrul ăsta am făcut. Oricum, le-am demonstrat după ce am ieșit din pușcărie. Am ieșit, m-am dus la un grup de rugăciune și m-am alipit foarte tare pentru că am ieșit, era prin timpul iernii, când, ții minte, era colindat și în trecut, la colindat nu duceam mai mult de 12-1 noaptea, că eram beat și poate că de multe ori trăgeau prietenii după mine să mă duc acasă, ai mei mă întrebau ce am, dar au văzut că eram beat și mă puneam în pat și dimineața parcă le era greu să mai vorbească cu mine din cauza asta. Dar acum era ceva nou. Îmi plăcea să colind și îmi plăceau colindele de pocăiți foarte mult și am cântat două seri la rând, două nopți la rând și parcă nu simțeam nicio oboseală, fără băutură, numai cu suc și prăjituri. Parcă Dumnezeu mi-a dat o fericire foarte mare și după aia m-am gândit să mă botez și să urmez calea cu adevărat. Vă spun că în primele când se anunța pentru botez, eu parcă la jumatea bisericii, diavolul parcă mai avea încă un pic de putere și mă scotea afară, plecam spre casă că nu vreau să mă botez. Erau și prietenii mei care erau, adică prietenii pocăiți, sau au dus o oarecare luptă și în rugăciune și cu mine, cum nu mai vrei, cum Dumnezeu a făcut atâta în viața ta, tu nu vrei să te căsătorești căsătorești cu Hristos, deci este o legătură pe viață, pe veșnicie. Da, și Dumnezeu a cercetat într-o dimineață când era la biserică și am zis eu nu mai plec. Era ultima zi de catecheză. M-am dus, cred că, în ultima jumătate de oră și pastorul acela m-a așteptat parcă. Și am zis că vreau și eu să mă botez. M-am botezat și parcă stăteam să intru în apă și mi-era greu. Dar după ce am ieșit, n-am avut așa o stare parcă fericită și am zis, Doamne, oare am făcut bine? Și Dumnezeu m-a scos afară. Am avut câteva versete și poate și acum mai am niște nedumeriri în Biblie, dar am avut niște versete care am zis, Doamne, dar oare cum poți face Tu păcatele mele mai albe ca zăpada și să devin un alt om? Și cum? De zice acolo că atunci când se pocăiește un om, tot cerul se bucură și... Era prin aprilie, nu știu dacă atunci știu că în vremea respectivă era soare afară și am ieșit afară, Dumnezeu parcă mi-a venit în gând și mi-a vorbit ieși un pic afară, am ieșit, era destul de cald, eram în haine nu prea groase pe mine și dintr-o dată parcă s-a pornit un vânt, a început să plouă la început și după aia să pornească o ninsoare. Și era nisoare foarte deasă cu fulgi foarte mari și a început să pună pe mine, pe jos, zăpadă și... În aprilie. Da. Era nisoarea mieilor. Da.
Și Dumnezeu mi-a zis, uite, vezi ce simplu e la mine să împlinesc unele versete și să-ți iert păcatele și să te fac mai alb ca zăpadă. Uită-te pe tine. Și m-am uitat și eram plin de zăpadă. Apoi mi-a zis, uite, vezi cum Dumnezeu se bucură în cer cu toți îngerii lui de, pentru ceea ce ai făcut, că l-ai urmat pe Hristos. Și după aia mi-a zis, acum intră înăuntru. Și am intrat înăuntru și am început să mă bucur din ce în ce mai mult. Din ziua respectivă, parcă un alt avânt, deși au fost destul de multe avânturi până acolo ca să merg din, cu viața cu Hristos, dar de atunci a fost și mai tare avântul și am început să am o bucurie imensă în, în sufletul meu. Și colegii la facultate după aia nu știau de ce, poate nu mă supăr sau... răspund anumitor provocări. Situații și provocări cu zâmbete sau cu bunăvoință și... Nu poți să răspunzi la provocări sau la situații neplăcute cu zâmbet decât dacă ești drogat. E drept lucrul ăsta, nu drogat, drogat. De drog sau drogat de... De Dumnezeu. De dragostea lui Dumnezeu. Amin, asta e altă treabă. Da... Da, până atunci m-am apucat să învăț pentru medicină, mi era foarte greu pentru că n-am învățat absolut deloc. Chiar în clasa a patra am fost corigent la biologie pe toate trei trimestrele și țin minte că am învățat cartoful. Ce catastrofă ai fost! Cum ai lăsat părinții chiar așa? Nu știu, nu că n-au avut grijă de mine, ci că mama tot timpul întreba, numai că eu puneam în carnet notele bune. De educație fizică sau alte de desen și așa mă scoteam. Apoi pe clasa 11 am avut corigențe pe toamă la fizică și poate că nu stătea capul la învățat și asta nu o spun pentru că n-aveam o minte bună, pentru că oricine are creier are și minte, doar că trebuie să o lase în grijă lui Dumnezeu și să o lasă să se folosească Dumnezeu de ea. Atunci când se folosește Dumnezeu, parcă scoate miracole din ceea ce nu este. Scrie chiar în Biblie despre anumite pasaje că Dumnezeu a luat lucrurile de jos ca să le facă mai de preț și să le facă pe celelalte înțelepte ale lumii de rușine. Da, și să vă spun acum să continui cu învățatul. Am început să iau biologia a 11-a și să citesc din ea. Mi era greu pentru că nu înțelegeam nimic, nici nu știam cum să învăț, nici nu știam ce să fac prin practic cu învățatul, cum să abordez materia și am lăsat-o. După 3 zile am lăsat-o, probabil am zis că este un gând din altă parte și am zis dacă râd și ceilalți de mine, de ce să mă apuc eu de medicină, eu care deja am făcut toate tâmpenile. Biologia era pentru tine limbă chineză. Da. Da, era o limbă chineză. Oricum, când am intrat la medicină, am văzut că și româna, care era singura limbă care o știu, nici asta nu știu bine. Se transformă în chineză. Da. Și... Ne mai vorbim despre scrisul doctorilor. Păi, eu scriu ca și un doctor. Dacă m-ați vedea cum scriu, cred că mulți îmi zic că am scris de doctor și atunci am zis, asta sunt acum, încerc să-mi iau funcția în primire, în serios. Da. Am început să învăț din nou când un gând a venit iarăși și știu că Dumnezeu când vine, îți vine așa blând și duios și spune, învață pentru că eu îți voi da înțelepciune. Și am zis, Doamne, cum? Și el mi-a zis, începe să te rogi, începe să vorbești cu mine și începe să ai mai multă părtășie cu mine. Încearcă să te apropii din ce în ce mai mult și eu îți voi da putere, îți voi da înțelepciune, îți voi da pricepere, mi-a zis. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, da, scrie Biblia. Da. Și faptul că am stat lângă el mi-a dat foarte multe, mi-a dat foarte, foarte multe lucruri și înțelepciune. Am început să învăț din nou și țin minte că a intrat mama în cameră și când m-a văzut și-a făcut cruce pentru că fiul ei nu a învățat deloc și învață acum. Deci asta era după ce a ieșit de la penitenciar. Da, după ce am ieșit de la penitenciar. Nu le venea să crea de lucrul ăsta cum de am fost schimbat. Nici acum nu sunt încă întorși la Dumnezeu, dar eu cred că Dumnezeu are un plan și pentru ei. Ei nu înțelegeau multe lucruri, deci nu mi-au zis, adică mi-au zis și să nu mă duc la să fac legământ cu Dumnezeu. Dar cu toate astea am făcut legământul și îți mulțumit, îți foarte mulțumit pentru lucrul ăsta.
Am învățat, m-am dus la examen, am dat examenul, l-am luat și când am ajuns acasă să le zic lucrul ăsta, când le-am zis că am luat la medicină, parcă tata nu mai știa pe ce să pună mâna, mama nu știa nici acum să mă prindă în brațe și să mă strângă de bucurie și au început amândoi să plângă ca doi copii. Parcă zicea fiul nostru, parcă e altul acum și... S-au dus și ei, că nu le venea să creadă nici atunci că am intrat la medicină. S-au dus. Iară ți-ai măsluit un nota. Da. Da. Având în vedere că și când am dat la liceu, că atunci se dădea examen să intru la liceu, am vrut să dau la un liceu bun, deși eu nu știam nimic. Am luat 2 și ceva la română și 3 și ceva la matematică și le-am zis, am făcut tot. Dacă ne-am dus la examen să vedem, eram printre ultimii. Dar aici, culmea, eram printre primii. A treia medie, fără să mă laud, asta e lauda lui Dumnezeu, și am luat a treia medie de lucrare din toată facultatea. Nu-mi venea să cred. Deci mie prima dată m-am uitat la picați și la intrați cu taxă, dar eu eram de fapt între primii intrați cu bursă și mi-am dat seama că Dumnezeu lucra și lucrează în viața mea foarte mult și cei din jurul meu ziceau că eram o minune mișcătoare pe lângă ei și cum le ziceam că în primii ani luam 10 la anumite materii care se obținea foarte greu și se pica pe capete, eu luam 10. Ei se gândeau, cum ia ăsta 10, măi, chiar ăsta să ia 10 care au fost în pușcărie să ia 10, dar după aia mi-au mărturisit și eu zis, măi, te vedeam pe tine și parcă nu ne venea să credem, parcă... Cum ne spunea ei, parcă Dumnezeu făcea niște minuni și parcă și pe noi ne întărea din ce în ce mai mult cum lucrează în tine și cum te ridică din ce în ce mai mult. Și au trecut ani de facultate. Am ajuns la oftalmologie, deși eu mi-am dorit cardiologie, dar de multe ori planurile noastre nu se potrivesc cu ale lui Dumnezeu și am ajuns la oftalmologie. Este o materie foarte frumoasă și de multe ori zici că nu este patologie așa multă sau nu sunt bolnavi sau boli așa multe, dar când ajungi acolo și ai legătură cu materia, este un lucru care ți-i dai unui om vederea, este foarte mare. Faptul că vede este un lucru foarte mulțumitor pentru el și eu cred că Dumnezeu mă are în mâna lui aici și cred că el vrea să facă ceva. Încă nu știu tot țelul, deși eu mi-am făcut niște planuri, dar eu cred că Dumnezeu le va duce la îndeplinire. Ori dacă sunt ale meu, ori dacă sunt ale lui, eu sunt foarte mulțumit pentru ceea ce face el în viața mea. Să spună cel ce-i slab, eu sunt tare în Hristos, cel sărac eu sunt bogat, cel bolnav sunt sănătos. Te-ai apucat de lucruri ilegale, de trafic de droguri? Dacă ar fi, de exemplu, să te căsătorești, să ai copii și să n-ai ce să le dai de mâncare copiilor tăi?
Nu. Deci, după ce m-am pocăit, am văzut altfel păcatele. Nu le mai vedeam pe ceva obișnuit și, deși le făceam în continuare, dar nu treaba cu drogurile, poate am... Să știți că am mai mers odată chiar înainte să mă botez sau chiar după, nu mai știu exact, dar am fost într-o discotecă și Dumnezeu mi-a zis, acum ce mai cauți tu aici? Și parcă... Este, ți se pare un păcat să mergi într-o discotecă? E foarte mare, pentru că... Eu acum joc rolul avocatului diavolului. Putem să... De ce este un păcat mare? Păi în sine deja este o poftă acolo, se strânesc pofte, pentru că știm și noi că muzica aduce sau stârnește o grămadă de pofte și a fost și diavolul a preluat muzica. Dumnezeu a adus prima dată muzica, dar diavolul a preluat-o și a făcut-o pentru el. Și excitarea din discotecă, Domnul Iisus Hristos spune, dacă te uiți la o femeie ca să o poftești în inima ta, ai și curvit cu ea în inima ta. Da, așa este. Dar până în ajungi să te confrunți cu păcatul și să fii întors la Dumnezeu, până atunci parcă... Nu înțelegi lucrurile acestea. Lucrurile acestea se înțeleg doar duhovnicește. Atunci când mintea îți este curată și curățită de Hristos, atunci poți să le înțelegi. Da. Pentru cei care nu înțeleg sau nu pot să înțeleagă în mod duhovnicesc aceste lucruri, ceea ce spunem noi acum li se par absurdități. Ei cred că este ceva normal să te duci în discotecă, pentru că chiar mulți părinți propovăduiesc cum ar veni, du-te și distrează-te și tu un pic pentru că ești tânăr. Cum scrie și în Biblie, de fapt, vei da de socoteală, du-te și tânărule, du-te și fă-ți toate poftele inimii, dar la sfârșit vei da socoteală de toate lucrurile ce le vei face. Deci, dacă vom face ceea ce este bine spre lauda lui Dumnezeu, atunci vom avea o laudă de la Dumnezeu, dacă nu vom avea o osândă. Deci Dumnezeu ne lasă liber să alegem, dar orice lucru care te împinge înspre păcat este un început într-un drum care se știe la spre pierzare. Ce vrea să îți spună Dumnezeu la sfârșitul drumului vieții tale? Pentru ce vrea să-ți trăiești viața? Chiar acum mi-a venit versetul în minte și când spune, vino rob credincios și... Intră în bucuria stăpânului. Exact, exact. Ce înseamnă să trăiești ca un rob credincios lui Dumnezeu? Înseamnă... Și din nou vorbim limbi străine, poate pentru o bună parte dintre ascultătorii noștri, care trăiesc în mijlocul unei lumi care propovăduiește libertatea deplină. Iar noi vorbim despre robie, a fi rob, sclav al lui Hristos. Eu cred că există pentru fiecare un moment de răscruce în care Dumnezeu îi vorbește, dar mulți trebuie să aibă ochi ca să vadă ceea ce, de fapt, și urechi ca să asculte când le zice Dumnezeu și când îi cheamă Dumnezeu la mântuire. Că de multe ori Dumnezeu îi cheamă, poate că un prieten de al nostru invită pe un prieten și îl aduce în biserică într-o evanghelizare și atunci îi vorbește Dumnezeu. Se prea poate că atunci să-i fie chemarea înspre Hristos sau poate chiar să-i fie chiar ultima și atunci decizia a fost a lui. Dar mulți poate că nu înțeleg și nu înțeleg prin prisma faptului că ei și-au înghețat inima față de Dumnezeu. Dar dacă s-ar căuta foarte bine, eu cred că fiecare avem în inimă un loc sau o ștampilă a lui Dumnezeu care Dumnezeu ne vorbește și spune că ne vorbește pe fiecare limbă. Deci îi vorbește și la un golan, îi poate vorbi și la unul care nu înțelege Biblia. Deci, dar Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, numai omul, cum spune, să ia aminte. Te mai întrebam în episodul anterior și n-am apucat să încheiem acest subiect despre pocăință. Este greu, este dificil să-ți trăiești viața după voia lui Dumnezeu? Într-un fel să zic că dacă ai gustat din păcat, este foarte greu, dar dacă te abții și dacă te înfrânezi, este un lucru foarte mare și eu este cred o luptă că Dumnezeu... Să te abții. Este o luptă să te abții este și să te înfrânezi. Este o luptă continuă. Apostolul Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu. De ce să te porți aspru cu trupul meu, cu trupul tău, când poți să-i oferi toate plăcerile din lume? Dar, până la urmă, suntem... Vreau să zic, acum este și un pic de afacere, că poate mi-a mai rămas în minte tipul de afacere. Până la urmă, eu n-aș da mântuirea lui Dumnezeu pe
păcatele de o clipă, dacă vrem să facem totuși o afacere corectă și o afacere profitabilă, mai bine profităm, cum ar veni să zicem, nu e o profitare în răul sens al cuvântului, ci o profitare prin bunătatea lui Dumnezeu de a ne întoarce la El, ci nu de un profit, de exemplu, al harului, pentru că spune undeva că unde s-o mulți păcatul, se mulțește și harul. Nu asta vreau să zic, ci pur și simplu să profităm de harul lui Dumnezeu și să ne întoarcem cât mai repede și să nu mai amânăm, că poate Dumnezeu te mai lasă, dar tu nu știi când ți este sfârșitul. De exemplu, eu mă duc spre casă, dar nu mai știu dacă ajung în casa mea de acasă, de aici, de pe pământ, sau dacă Dumnezeu mă va întâmpina sus, că Dumnezeu ne dă, dar ne și așteaptă, dar nu știm care este sfârșitul. La finalul interviului nostru, ce mesaj ai pentru tineri, adolescenți sau poate trecuți de vârsta tinereții care se gândesc să cocheteze cu păcatul, se gândesc că ar prinde bine să încerce și una și cealaltă? Păi sfatul meu este, nu vreau să le iei un sfat care prietenește. Nu ne erijăm noi în înțelepți, da, și în sfinți, da, ci doar din, da, experiență personală vorbim. Cine vrea să audă, aude, cine nu, nu. Da, cine are urechi de auzit să audă. El le-a zice că mai bine să nu facă lucru respectiv. Dumnezeu spune să fugim de păcat. Și de multe ori e bine să înveți din experiențele altora. Că de-aia sunt mărturii și de-aia a lăsat Dumnezeu mărturiile ca să le vorbească celor care poate n-au apucat și poate sunt în gura prăpastei și să cadă. Dar Dumnezeu îi face să nu cadă în prăpastea respectivă și să nu guste din păcatul respectiv, pentru că va avea un gust amar după, și atunci Dumnezeu încearcă să-i facă pe oameni, le dă puterea necesară ca să-i atragă spre El. Dar eu cred că e bine să-L urmăm pe Dumnezeu și din experiențele altora să învățăm, nu din experiențe proprii. Eu am învățat din experiențe proprii. Aș fi în adânc de voi, bucuros te voi slăvi, cântarea mea te va mări. Osana, Osana, mielul lui ce-a fost junghiat, Osana, experiența ta proprie, mai sunt momente când vine diavolul să-ți spună, păi da, tu nu știi ce ai făcut, tu vrei să te dai acum mare credincios? Să știți că mai vine, și chiar odată când am fost să le vorbesc cu unor tineri din Făgăraș, de la o școală, m-a chemat cineva să vorbesc cu el și el avea un trecut destul de glorios în ghilimele, vreau să zic, deci de păcătos, și o fată, la sfârșitul vorbirii mele, m-a întrebat, dar văd că ești foarte mândru de ceea ce ai făcut. I-am zis, nu sunt mândru, eu îți vorbesc cu seninătate și îți vorbesc ca tu să nu faci lucruri de astea și ca Dumnezeu să spună pe inimă mântuirea și în gând mântuirea și nu faptele lumii acesteia. Dar sunt oameni și oameni, pentru că ei primesc învățătura, dar poate că nu o aplică, pentru că au o teorie personală și nu lasă pe Dumnezeu ca să intre în viața lui și sau în viața ei și să le schimbe. Păcatul din jur spune că ne înfășoară așa de lesne, dar noi trebuie să îl stăpânim și să facem și gândurile noastre și absolut tot ce duce spre păcat rob ascultării de Hristos, cum făcea și Iov altădată. Stimați ascultători, vă dorim din toată inima ca toate gândurile, toate faptele, toate acțiunile dumneavoastră să fie roabe ale ascultării de Hristos. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate Ciprian Ionică. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu. Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale. Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți transformate.